Tabii ben Sufeti bine v-am găsit aici de încă un caz de varoa mămicei al tinselea a fost diagnosticat în România. Articolul ăsta a fost postat, această știre a fost postată pe 21 iunie anul acesta. Hai să începem. Un nou caz de infectare cu varoa mămicei a fost diagnosticat în România. Este al cincilea confirmat până acum. Pacientul este un bărbat de 37 de ani. El are o formă ușoară a bolii și nu a fost internat în spital. Simptomele au apărut pe data de 18 iunie, iar infecția a fost confirmată astăzi în urma investigațiilor de laborator potrivit Ministerului Sănătății. Bărbatul este izolat la domiciliu. Primul caz de varoa maimuței din România a fost anunțat la 13 iunie. De atunci au mai fost confirmate încă 3 cazuri până la cel de astăzi. Varoala maimuței nu se răspândesc cu ușurință între persoane și necesită un contact apropiat. Virusul intră în organism prin pielea sau mucoasele lezate, tractul respirator, ochi, nas sau gură și prin fluide corporale. Ăsta a fost episodul. La revedere! And remember, like and subscribe. 'Smash that button now. Trouble boy.